Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a mai spus această parabolă unora care se credeau în sine drepți și disprețiau pe alții. Doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era farizeu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig. Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, și în această duminică, lecturile de la Sfânta Liturghie ne atrag atenția asupra felului în care noi ne rugăm. Ce fel de rugăciune îi adresăm noi lui Dumnezeu? Am putea să formulăm această sintagmă și să spunem: cum te rogi, așa ești. Sau arată-mi cum te rogi ca să-ți spun cine ești. Am văzut astăzi în Evanghelie, în parabolă, două modele de rugăciune. Una a farizeului și cealaltă a vameșului. Rugăciunea farizeului era o rugăciune plină de sine, plină de fapte bune, atât de multe, încât milostivirea lui Dumnezeu nu mai încăpea în trânsul. Sigur, parabola are misiunea aceasta de a sublinia niște paradoxuri, niște lucruri care parcă se contrazic. Pe de o parte, farizeul, un om onest, corect, care respectă legea, care își îndeplinește toate datoriile religioase, deci exemplar din punctul acesta de vedere, nu e capabil să merite, să atragă cumva privirea milostivă a lui Dumnezeu, pentru că este plin de el însuși. E prea bogat cu el însuși. Putem să spunem că era sărac într-o anumită privință, adică materială, dar în ceea ce privește spiritul sau mintea sau ființa lui interioară, era bogat, dădea pe din afară de el însuși. Cealaltă rugăciune pe care am văzut, celălalt model, rugăciunea vameșului, și aici, iarăși, se sublinează un paradox. Vameșul era bogat din punct de vedere material și de aceea erau și desprețuiți oamenii care îndeplineau această funcție în vremea respectivă. Poate și astăzi, nu știu. Dar atunci erau desprețuiți pentru că reprezentau cumva puterea străină. Bogat din punct de vedere material, însă sărac în ceea ce privește ființa lui pliată pe sine. Adică era un om care simțea că are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, că are nevoie de milostivirea lui. De aceea stătea plecat și nu avea curajul să-și ridice ochii spre cer. Iată, în această propoziție vedem o condiție importantă a rugăciunii pe care trebuie să o adresăm noi lui Dumnezeu: să fie îndreptată spre cer, nu spre noi înșine și nici spre ceilalți, cum făcea farizeul. El se ruga lui Dumnezeu printr-un fel de competiție sau comparându-se cu ceilalți, că nu este ca ceilalți, ci trebuie să deschidă privirea noastră spre cer, ca cerul apoi să-și îndrepte privirea spre noi. Și această privire a lui Dumnezeu spre noi, de fapt, este semnul iubirii sale milostive în viața noastră. Farizeul, așadar, întruchipează religia egoistă, religia care e defectuoasă în ceea ce privește iubirea lui Dumnezeu, dar și iubirea aproapelui. Lipsesc aceste două categorii acolo.
lui Dumnezeu nu îi se adresează în forma pe care am văzut-o în cazul vameșului, ai milă de mine, păcătosul, adică ca unui Dumnezeu plin de iubire, milostiv, ci ca unui Dumnezeu justițiar, a unui Dumnezeu judecător, a unui Dumnezeu legalist sau moralist. Am atâtea fapte bune, prin urmare, trebuie să primesc această răsplată. Noi știm din Scriptură, din rugăciunea noastră, din tradiția noastră creștină, din rugăciunile publice și particulare, că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu este bunătatea nesfârșită, absolută și precede orice merit al nostru. E înaintea a orice faptă bună sau rea pe care o facem noi. Iubirea lui Dumnezeu este acolo. Numai că trebuie să te deschizi către ea, că trebuie să o vezi, să apelezi la dânsa și să apoi să o poți primi. Deci, există o astfel de rugăciune egoistă care îl eludează pe Dumnezeu sau greșește drumul care duce spre Dumnezeu, fiindcă se uită mai mult la oameni, dar și la aceștia într-o formă de iubire, așa să zicem, degradată. Pentru că aici avem de-a face cu un dispreț sau, dacă vreți, cu un exces de ambiție, de preamărire a sinelui. Și de aceea rugăciunea egoistă, clar că nu duce la Dumnezeu, nu mântuiește, nu salvează, vrea să spună Sfântul Evanghelist Luca cu această parabolă din predica lui Iisus. Rugăciunea egoistă seamănă cumva cu ceea ce noi știm din povestea, din basmul Alba ca zăpada, unde regina vitregă, mamă, vitregă a fiicei albei ca zăpada, avea o oglindă în care se uita în fiecare zi și se întreba dacă este ea cea mai frumoasă femeie din regat, din țară, din lume. Deci nu era mulțumită cu faptul că era frumoasă, ci vrea să fie cea mai frumoasă. Ridica acea oglindă și spunea, oglindă, oglinjoară, spune cine e cea mai frumoasă din lume. Ei bine, această, eu știu, poveste cumva, se găsește și în, nu știu, în căutările sau relațiile noastre cu Dumnezeu. Pentru că îi prezentăm faptele noastre ca un fel de oglindă, oglinjoară, în care Dumnezeu să vadă și El, dar să vedem noi mai întâi, că suntem cei mai buni. Oglindă, oglinjoară, spune cine e cea mai frumoasă din țară, mai este o altă variantă a aceleiași povești. Dar vreau să spun că pe dedesubtul faptelor noastre bune, totdeauna se ascunde această tentație a vanității, adică a meritului, am făcut ceva și merităm ceva de la Dumnezeu. Nu suntem, așa să spunem, cum e Dumnezeu, adică liber față de faptele noastre și să le judece Dumnezeu, să le ia, să se împărtășească cine vrea, ci într-un fel le gestionăm, facem un fel de capital al faptelor bune, ca apoi să revendicăm de la Dumnezeu mântuirea. Da, e o formă de căutare exagerată a sinelui, o formă de manifestare a unei ambiții necontrolate, un fel de supremație a eului care trebuie să se afirme cu orice preț, inclusiv în fața lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de semenii noștri, care sunt judecați așa și sunt discreditați. Judecățile acestea cu referire la ceilalți atenuează și defectează foarte mult rugăciunea noastră. Să ne gândim dacă avem această putere de a ne adresa lui Dumnezeu așa cum suntem noi, nu prin comparație cu alții. Povestește Papa Francisc într-o cateheză a lui o faptă, o întâmplare relatată de un misionar care stătea prin țările din Africa, ajungea rar în comunitate și atunci oamenii se spovedeau. Sigur, nu avea timp să facă un fel de cateheză a spovezii și să spună ce este păcat, ce trebuie să spui la spovadă, ci doar pur și simplu mergea și îi asculta pe oameni la spovadă. A venit o doamnă căsătorită și a spus mai întâi păcatele soțului. A spus că nu se înțelege, iată ce face soțul, și a descris toate păcatele lui. Apoi a trecut la păcatele soacrei, le-a prezentat și pe acelea, a trecut și la păcatele vecinilor, a zis că și din cauza lor, la fel, ea nu poate să mai trăiască. Ei, părintele a ascultat, zice, ați terminat cu păcatele celorlalți, da. Acum treceți la păcatele dumneavoastră, să vedem dumneavoastră cu ce ați greșit. Vedeți,
Și în spovezi se întâmplă același lucru. Și spovada este o formă de rugăciune, a trebuit să fie un fel de laudă, de preamărire a lui Dumnezeu, așa cum a fost și spovada vameșului din parabola de astăzi. E o formă de spovadă acolo, când spune: Doamne, ai milă de mine păcătosul, Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Deci e o formă de mărturisire a păcatelui spre a-L lăuda pe Dumnezeu, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, pornind de la slăbiciunile noastre, de la lipsurile noastre. Și dar rugăciunea farizeului e o rugăciune egoistă, care ratează, să zic așa, întâlnirea cu Dumnezeu milostiv și de asemenea îi discreditează, îi judecă, îi disprețuiește pe semeni. Deci în cazul acesteia nu avem de fapt nici iubire de aproapele, nici iubire de Dumnezeu. În cazul rugăciunii vameșului, care este omul, să zic așa, ce simte nevoia de Dumnezeu întrânsul, are acea deschidere existențială, fundamentală a ființei lui spre Dumnezeu, iată, asistăm la cealaltă răsturnare, la celălalt paradox, să spunem. Bogat din punct de vedere material, sărac din punct de vedere spiritual, nevoiaș, să spunem așa, de Dumnezeu. Simțea din toată ființa lui acest lucru. Ei, rugăciunea aceasta care e îndreptată spre cer, așadar, orientată spre cer, cu mintea, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, această rugăciune, deci, atrage mila lui Dumnezeu asupra omului, dacă este îndreptată spre Dumnezeu acolo, și apoi spre noi înșine, dar spre ceea ce suntem noi și cum suntem noi, adică spre slăbiciunile noastre, spre nevoile noastre existențiale fundamentale. Atunci rugăciunea aceasta este eficace și își atinge scopul, adică îl laudă pe Dumnezeu, iar noi ne împlinim, ne salvăm. Dacă această rugăciune a vameșului este la îndemâna tuturor, de ce oare totuși nu o punem în practică? Fiindcă în viața noastră de zi cu zi, mă refer la cei care frecventăm biserica, sigur, avem de-a face și cu puțin farizeism, așa, și cu puțin, așa, știu, din atitudinea vameșului. Există în noi și figura farizeului și figura vameșului. Dar câteodată ne ducem mai mult spre farizeu. Adică procedăm ca dânsul, fără să vrem, poate, sau știu, datorită slăbiciunilor, contextului în care trăim noi, societatea asta, știu, care ne îndeamnă, ne mână în toate direcțiile, mai puțin spre noi înșine. Iată de ce e nevoie de o, așa, de o oază de liniște, de a crea un spațiu în care să ne întâlnim cu noi înșine și să putem să-i adresăm lui Dumnezeu ceea ce simțim că avem nevoie de la dânsul, de iubirea Lui. Dacă sunteți atenți, noi venim aici la biserică duminica, cel mai des, așa, la Sfânta Liturghie și începem liturghia exact cu această mărturisire de credință, dacă vreți, dar și a păcatelor noastre, o mărturisire a laudei lui Dumnezeu, pornind de la slăbiciunile noastre. Atunci când spunem că am păcătuit, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, dumneavoastră mă vedeți numai pe mine că fac așa, dar la ceilalți nu vă uitați să vedeți cum fac, dacă fac și ei la fel. Sau, poate unii nici nu faceți, trebuie să o faceți. Adică mărturisiți-vă asta, vinovăția și slăbiciunea și nevoia de Dumnezeu. E un gest fizic, să spunem așa, dar exprimă o defecțiune sau o stare de spirit în interior. Iată de ce, dacă vii așa, cu privirea pe sus și te uiți să iasă, mai vedem pe celălalt păcătoși, la că îl știu eu pe ăla, aha, ce n-a făcut la viața lui și iată-l acum e bisericos, a intrat în biserică, vine aici. Și dintr-o dată, cum a intrat pe ușă, în loc să-L lauzi pe Dumnezeu, să-ți mărturisești slăbiciunile tale și nevoia ta de Dumnezeu, mintea-ți fuge spre judecarea, spre evaluarea aproapelui și ratezi întâlnirea și cu Dumnezeu și cu aproapele. Pentru că aici, în mărturisirea comună a nevoii noastre de Dumnezeu, ar trebui să ne îmbogățim, să ne întărim, să ne confirmăm, să creștem și să plecăm de aici mai, cum să spun, mai plin de Dumnezeu și mai goi de noi înșine. De aceea trebuie să avem grijă, deci de la intrarea în biserică, când începe Sfânta Liturghie, e primul moment acela al mărturisirii păcatelor, al mărturisirii credinței în Dumnezeu și al laudei aduse Lui prin gestul acela simplu, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea.
Da? Sigur, și la nivelul copiilor se întâmplă uneori gesturile acestea de alunecare spre farizeism, dar mai ales la cei mari. Știu din familia mea, am doi nepoți, la un moment dat ei, când au venit la biserică aici, unul a zis, din vina mea, zice, parțial din vina mea, pentru că și fratele meu m-a provocat. Deci, dintr-o dată, și la cei mici apare tendința asta de a se scuza, de a se prezenta, de a se justifica în fața lui Dumnezeu, că nu e chiar atât de rău cum cred alții, sau cum crede el, ci el e bun, de fapt, nu? Și farizeismul acesta stă la pândă. De fapt, se numește și un fel de vanitate a faptelor bune. Este un fel de orgoliu acolo, se ascunde. Suntem buni, dar riscăm să fim atât de buni încât să nu mai încapă Dumnezeu în noi. Aici este pericolul. Dincolo, la Vameș, cred că ar trebui să traducem altfel acea atitudine a lui, și anume să spunem, Doamne, suntem atât de bătrâni încât știm că nu suntem diferiți de ceilalți. Adică suntem ca ceilalți. Am îmbătrânit, adică avem experiența asta a slăbiciunilor și a lipsurilor noastre, de aceea suntem ca ceilalți. Și să ne mai repetăm din când în când această, nu știu, propoziție. Sau avem atâta, nu știu, spirit practic, sau, nu știu, experiență de viață, încât să constatăm și să nu uităm asta, că nu suntem diferiți de ceilalți. Adică exact cum sunt ei, cu slăbiciunile lor, așa suntem și noi. Suntem toți la fel. Nu există, să știi, excepțiile sunt rarisime, dar atunci când cineva e pe drumul care duce spre iubirea lui Dumnezeu cu adevărat și iubirea aproapelui cu adevărat, din toată inima, cu toată puterea minții, a sufletului, atunci acel om trăiește într-o stare de golire de sine, îi spunem noi umilință, și în felul acesta merită darul rugăciunii. Rugăciunea nu e facultativă, clar, sigur, trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu, să intrăm în dialog cu Dânsul. E un dialog cu El, dar nu știm să ne rugăm bine. Ne rugăm greșit, eronat, eu știu, poate avem așa rugăciuni improvizate și așa mai departe. Dar rugăciunea bună, cu acel spirit, vreau să spun, așa, spirit de umilință, este darul lui Dumnezeu. De aceea, mai întâi să creăm noi acest spațiu, așa ca Dumnezeu să încapă în noi înșine, și apoi va veni și darul rugăciunii bune. Așadar, spune-mi cum te rogi ca să spun cine ești. Sau reflectați dumneavoastră asupra acestui așa aspect. Gândiți-vă cum este rugăciunea dumneavoastră și o să vedeți cam cum sunteți. Trebuie să mutați cumva așa accentul într-o parte sau alta, cu siguranță, dar mutați-l spre rugăciunea Vameșului, spre rugăciunea omului care simte nevoia de Dumnezeu, spre acela care se umilește pe sine ca să primească darul frumos al rugăciunii laudă adusă lui Dumnezeu. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.